Hello? Yes? Monkey. Deci totul a început de la un salut, mă poți ajuta cu ceva. Și am zis cu ce, ia. Vreau să mă apuc înapoi de Sephora de Greenstone. Știu că tu jucai pe el. Un jucător mai vechi. Am mai jucat pe el, dar nu știu cum să discarg clauciul ăla. Nu știu, sunt multe chestii și îmi dă și o eroare când încerc să-mi iei Sephora sau asta. Și am zis frumos, intră pe discord.greenstone.ro și fă-i tichet la suport. Până aici e tot ok. Da, frate, dar link-ul este invalid la asta, la... Imediat. În grupul ăla. Deci că link-ul e invalid, dă-mi tu un pic link-ul de pe discordul lor. Și vă spun și de ce este invalid link-ul de invitație pe Discord. El, băiatul, a jucat în trecut la noi, acum un an și ceva, cred, sau doi. Și a vorbit foarte urât, probabil din câte mi-a spus Deus, și a primit interdicție pe Discord. Am întrebat dacă are ban pe Discord, i-am zis că sunt admin, a zis că nu. Și am cerut numele să verific și am verificat și într-adevăr a fost ban și l-am întrebat și pe Deus de el și a spus că a avut ceva probleme de comportament. Joacă pasta, bă, băiatule! Sincer, nu mai știu dacă era cu punct sau fără punct. Numele s-a avut. Și am spus, văd că ai interdicție pe server de discurs, stai să întreb. Nu am intrat de un an, cred, nu mai știu nimic de joc. I-a spus că de uia, să facă cerere de un ban pe forum. Păi de ce? Probabil ai jignit. Man, eu doar să intru pe server. Chiar că nu știu, până la urmă nu e... I-am spus cei de fug care sunt pașii pentru a lua un ban. Dacă se primește un ban. Că nu e sigur dacă a primit sau nu. Nu, no, frate, n-am mai intrat de un an de zile pe jocul sau nu, chiar și mai bine. Eu nu cam înainte, eu cum să deschid server. Și am tot acum să mă conectez înapoi, nu reușesc. Asta. Să instalez jocul, nu știu, dracu, la eroare. Vreau să vorbesc cu cineva, eu. Zici dacă e pe Discord, nu știu, îmi dea în ban. N-am timp să stau să fac cere pe forum, pe chestii din asta. Mă bat pe chestia asta, sincer. A zis că nu are timp, da? Dacă nu ai timp, de ce mai înscrii? Dacă nu ai timp să faci o cerere de un ban, de ce ai avea timp să te joci? Dacă n-ai timp, asta e șef. Dacă așa e procedura, știu că ești vechi, ceva ai făcut în trecut de interdicție pe Discord. Asta e clar. Că nu primești interdicție de nebun. Crezi că am timp să stau lui să scriu un mesaj, să mă rog de el, vezi că nu știu ce e, că să-mi dai să intru pe Discord. Vreau să vorbesc eu să mă ajute să pot să intru pe server. Până stau să fac cont pe forum, până mă uit pe aici, până îi dau de cap, că nu mai știu cum e. Mai ia vreo 20. Aici l-am lăsat pe sin, nu am, că vorbeam degeaba. Man. Semnul întrebă. Am intrat pe server, dar nu mai am nimic, bani. Și am spus așa. Și nu știa de ce. Și am spus că n-am cu ce să te ajut eu. Dă și mie niște bani. Și am spus să muncească, pentru că... Cum mai vrea să faci rost de bani? Dacă nu prin muncă. Salut, Stas. Am avut bani, prea mulți bani, dar până acum. Dă-mi măcar 10-20 de K. Nu dau bani, virgulă, jobs. Hai, man, după mă duc și la jobs. Și am spus să se ducă de acum. Hai, mă, să iau ceva. L-am luat cu mă, du-te, mă, și muncește, ce e așa greu. Man, e un joc. Așa și am făcut job. Păi trăiești într-un joc? Într-un, cam asta, cam acolo, aia voia să scrie gen. Și l-am întrebat ce nume are pe serverul ca să știu dinainte, că știam că o să se ajungă undeva. Și zis panic cu punct. I-am zis că eu zic să se de treabă să nu mă mai cu trăiești într-un joc, pentru că mie nu-mi place să-mi vorbești așa. Pe cam așa e. Uite, de asta e ban pe Discord. Poate e și pe server. Pentru că vorbești de prost. Asta e părerea mea. Ușurile răule cu amenințările astea. I-am spus să se ducă să se joace. Că s-ar putea să mă cunoască în viața reală. Cam asta ar însemna. Și scrie el aici. Și nu pe joc. Și a spus așa și? Și discutăm altfel. Care e problema acum? La cerere de un ban? La ce să mă uit? Cum se discută față în față?
I-a spus slabe șanse continuă să se joace, spor la joc. Am încercat să-l las, să se joace liniștit. Nu am vrut să-i dau ban. Ok, vorbim mâine să vezi ce slab, să vezi că slabe șanse ai. Și aici nu l-am mai lăsat, aici i-am dat ban. I-am spus bine, până mâine nu te mai joci. Vin personal să școală la tine. La școală la mine, probabil voia să zică, dar el nu știe că eu am terminat școala de 2 ani. Să vedem, hai salut. I-am spus că a terminat școala. Vezi cum faci cu banul ăla. Și a spus că l-are permanent. Că din câte văd, nu te-am amenințat pe joc. Când ameninți o persoană din staff, nu trebuie să fie neapărat pe joc. Poți să-l ameninți pe orice... orice... formă. Pe orice platformă de socializare. Se consideră amenințări. Nu trebuie pe joc să-mi staff, dacă mă ameninți oriunde, te pot sancționa. Nu sunt bătrân. Ia să vedem. Păi ușor, vezi că... ci pe joc și asta... ține legat de joc, din câte știu regulamentul și asta, nu că ești tu staff și că vorbim noi pe Instagram. M-a luat cu puișor. M-am intimidat puțin. Simt să se ducă la deos puișor. Și a zis, ok, vorbim mâine. Și am zis, ok. Și mi-a dat mesaj a doua zi. Te-ai gândit să dai un ban? Că văd că deos nu răspunde. Și am zis că nu. Vezi, poate poți să dai un ban. L-am stat pe sin. Am făcut cerere, dacă ai timp să te uiți, ești. O să mă uit, dar să nu ai așteptări să primești un ban de la mine. Păi de ce nu? Deus nu cred că prea are timp. Și vreau să mă joc și eu, că în cursul zilelor sunt la lucru. I-a spus că nu merită pentru cuvintele spuse, simplu. Treci și tu cu vederea, e și prima abatere. Ținând cont că are interdicție pe Discord, nu cred că e prima abatere. Știți că eu nu trec cu vederea la chestii de genul. Pentru mine, cine amenință și asta, nu merită unban. Lasă-mă să mă joc în seara asta, că de mâine încep lucrul și după îmi dai bani înapoi, dacă consideri așa. Și am spus să se joace altceva, spor. Eu am încercat să evit conversații. Hai frate, nu am înjurat să ceva, doar că aveam și eu o stare proastă, te rog frumos. Nu, poți să o iei ca pe o lecție de viață chestia asta. Poate așa o să vorbească cel mai frumos cu alte persoane cu care o să se mai întâlnească. Am mă, te rog frumos, eu învârte, da. Deci m-a rugat, după două zile după ce a luat ban, s-a rugat ca lumea. Aia e femeia lui? Păi, cred că da, nu știu sigur, nu mă interesează pe mine. I-am zis că nu, te rog frumos, man, roagă-mă în continuare, eu ți-am zis din prima că nu. Acordă-mi o șansă, cum să acord o șansă unuia care zice că vine la școală la mine și de asta. Nici măcar nu am vorbit urât, nici măcar nu mă cunoști. Pentru că nu poți să vorbești așa cu o persoană pe care nu o cunoști. Asta, așa e, e clar. Fii și tu mai bun, vine Crăciunul. Promit că nu o să mai am nimic cu nimeni. Nu fac fapte bune cu ăștia de șmecherași. El a încercat să fie smart 2 cu mine, să mă amenințe, să se credea că mă intimidează. Hai mă frate, de vorbeam urât ziceam și eu, nu am zis nimic urât, doar ce ziceam pe acolo. A fost ceva urât sau nu a fost ceva urât? A fost frumos. Doar am amenințat, aveam o stare proastă, nici măcar nu te cunosc, te rog frate să mă joc și eu un pic în seara asta, că de mâine încep lucru, hai te rog, hai. Îmi dai mai ești? Haide frate, te rog. I-am zis că nu dau în continuare. Am să mă joc și eu un pic, i-am zis să se joace altceva. Da, mă joc Mario, i-am zis să se joace Roblox. Hai să mă joc și eu în seara asta, te rog, insisti degeaba, crede-mă, îți pierzi timpul. Am că mâine merg la lucru și nu mai am timp de jocuri. Și aici l-am lăsat pe sin și nu am mai continuat nimic. We'll be right back.